Pompierii Buzoieni au scos azi din garaje și depozite tehnica de care dispun. Mașini de pompieri de descarcerare ori salvări smurd au fost analizate cu atenție de curioși. Pentru că mâine este ziua lor, pompierii au vrut să arate și altor persoane cum își desfășoară ei activitatea. Cetățeni de toate vârstele au posibilitatea să vadă tehnica de luptă, accesoriile folosite în caz de incendii, descarcerare, inundații și de asemenea exerciții demonstrative. Ca de fiecare dată, cei mai curioși s-au dovedit a fi copiii. Unii dintre ei chiar s-au convins astăzi că peste câțiva ani și ei vor face parte din echipele de intervenție, chiar dacă acum nu știau prea bine la ce folosesc mașinile pe care le-au explorat. De ce ai venit astăzi la pompieri? Pentru a vedea accesoriile lor. Ce ți-a plăcut cel mai tare? Mașina aceea cu scară. Ți-ar plăcea când o să fii mare să fii și tu pompier? Da. Acum în ce fel de mașină ești și pentru ce este folosită mașina asta? Pentru descarcerare. Pentru că să văd cum este. Ce ți-a plăcut cel mai tare din ce au expus pompieri? Mașina de armată. Acum ce faci aici? În ce mașină ești? Într-o mașină de salvare. Veni pentru ca să văd mașinile de pompieri și când o să fiu mare pentru ca să mă fac pompieri. Acum pe ce te aflu? Acum eu mă aflu pe o motoretă de pompieri. Și știi cumva pentru ce este folosită? Motoreta pentru pompieri este folosită la incendii, salvări și salvarea oamenilor. Mâine, angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență vor merge la Monumentul Pompierilor de la Mihăilești, unde se vor ruga pentru sufletul celor care au pierit în tragicul eveniment.